Am revenit, doamnelor și domnilor. Acum vrem să aflăm totul despre cum va fi luna iulie din punct de vedere astrologic și ce lucruri bune ne pregătesc astrele pentru perioada următoare. Chiar sper că sunt bune. În continuare discutăm cu doamna Lucia Pali, astrolog. Bună seara, bine ați revenit la noi, doamna Pali. Bună seara, Doinița, și vreau să salut și toată lumea care ne privește. O să fie... Eu trec direct la subiect și vă întreb dacă o să fie... O să fie bine? O să fie o perioadă bună, cea care vine? Desigur. N-aveți este, voie să spuneți că nu. Este mai bună decât cum a fost luna mai și decât cum o să fie luna octombrie, pentru că a fost perioada de eclipse și noi știm că avem anul cu cifra 7 și de obicei în așa tip de ani totdeauna se întâmplă lucruri secrete, lucruri ascunse, care nu totdeauna sunt aflate de masele mari de oameni și din cauza asta noi trebuie să fim foarte atenți la tot tipul de informații, dar noi oricum trebuie să ne gândim la viața noastră obișnuită cu și să încercăm să găsim perioade bune și pentru dragoste, și pentru emoții, și pentru copii, pentru că noi suntem acum în zodia RAC, care noi știm că răspunde chiar de copilașii cei micuți, de instinctele materne, de dorința asta de a fi în familie, și avem și câteva simboluri astrologice în zodia Leu, care răspunde de copilașii mai măricei, de adolescenți, și vara totdeauna copiii sunt în vacanțe, doresc să se distreze, doresc să afle ceva nou și, într-adevăr, sunt peripeții foarte multe. Deci este important ca în această vară să avem grijă de sănătatea copiilor noștri, pentru că toată lumea vrea să plece în vacanțe, vrea să petreacă timpul destul de interesant, dar avem o combinație în afară de soarele, care este unit cu Mercur în zodia RAC și ne dă instincte psihologice de a analiza ce se întâmplă în jur. Avem combinația aceea în Leu, care de obicei ne dă dorința de ceva neobișnuit. Planeta Marte este unită cu Lilith, îngerul ispititor, și chiar băieții, bărbații noștri vor să fie mai curajoși decât norma. Dar acolo s-a alipit și Venus, planeta care răspunde de dragoste și dorința asta de a cheltui, de a face ceva neobișnuit în această vară, de a epata, de a uimi oamenii din jur prin lucrul, prin exteriorul propriu, și evident că pentru toată lumea care a obosit deja de timpul rece, de grijile astea la serviciu și doresc să arate ceva neobișnuit, este o perioadă foarte alertată, inclusiv și cu traumatizare. Pentru că noi știm că planeta Marte este în combinație destul de complicată cu Saturnul, care este în pești, și de obicei în așa perioadă oamenii doresc să-și testeze rezistența corpului fizic, de a face ceva sport în exces. Și evident că noi vedem că avem temperaturi destul de ridicate afară și pe această căldură pot suferi oamenii care au careva probleme în cardiovasculare. Dar din punctul de vedere a dragostei, evident că toate energiile din zodia Leu ne dă dorința asta de a ne îndrăgosti, de a înțelege dacă suntem într-o relație calitativă sau nu, de a experimenta. Sunt iarăși, cum am avut și în primăvară, niște patimi, niște dorințe de fericire necondiționată, și din cauza că este și îngerul ispititor acolo, evident că multe persoane vor ajunge la concluzia că nu înțeleg dacă mai primesc sentimente calitative de la persoana de vis-a-vis sau nu, dacă este o relație pe care ei și-o doresc sau nu. Dar aici, din cauza că noi suntem în energiile zodiei RAC, dar noi știm că planeta care ghidează această zodie este Luna, este acest satelit a Pământului, care ne includ niște emoții superioare, și de obicei pentru Lună este specific ca să oglindească, adică Luna nu are energie proprie și din cauza asta totdeauna reflectă. Și în această cauză, toți oamenii care caută emoții, evenimente norocoase din dragoste, verifică fericirea proprie prin exemplu altor persoane. Și despre aceasta și ne vorbește Lilith în Leu, că totdeauna oamenii privesc în viața oamenilor de alături, și cum s-ar spune, în farfurie străină. Și nu este de bine pentru emoții de lungă durată. Este încă o perioadă foarte interesantă, că după data de 23 iulie, Venus, planeta dragostei și a dorinței de a avea obiecte și frumoase și bani mulți, este retrograd
până la începutul lui septembrie. Și de obicei pe aceste energii se întorc persoanele din trecut. Deci oamenii acum doresc ceva nou, doresc să-și relanseze emoțiile personale, să aibă ceva foarte interesant în viața proprie, dar se întorc și foștii. Adică persoanele care vor ceva nou, e posibil să se trezească că reintră iarăși în relația precedentă. Și eu cred că este de bine dacă se vor reîntregi familii, se vor restarta emoții care au dispărut din trecut. Este așa posibilitatea de a intra încă o dată în apa care permanent curge din râu și de obicei zicala aceea este că nu poți intra încă o dată în apa din trecut, dar în această vară este posibil totul absolut. Să ne reîndrăgostim, să ne refascinăm, să ne revigorăm din punctul de vedere a emoțiilor, dar trebuie să ținem seama și de banii pe care avem în buzunare. Pentru că știm că am trecut nu de mult printr-o criză economică destul de neplăcută și este și dorința oamenilor de a câștiga necondiționat. Să riscăm foarte mult în această vară, tot nu este de bine, pentru că noi știm că acum toți oamenii vor să facă efort mic și să adune bani mari. Tot această combinație dintre Lilith, Venus și planeta Marte în zodia Leu ne dă dorința asta de bani de noroc. Iar noi știm că bani de noroc poți fi și prin Forex și prin diferite loterii și așa mai departe și eu cred că se vor cheltui destul de mari sume în această direcție. Deci să fim atenți că în direcția jocurilor de noroc este bine să cheltuim numai mult de 10% din venitul lunar, dar se vor include careva pasiuni care uneori duc chiar la probleme destul de mari prin financiare. Da. Și iarăși trebuie să ne amintim de combinațiile cele pozitive care le avem în această vară. Saturnul este acum într-o combinație fericită cu Soarele din zodia Rac și cu Jupiterul din zodia Taur. Deci zodiile de apă și de pământ sunt foarte serioși, sunt rezistenți, dă o dovadă de spiritualitate și anume spiritualitatea și este deviza anului 2023. Oamenii de bună credință care doresc prosperare și dezvoltare în locul în care ei se află, într-adevăr ajung la rezultate foarte bune și energiile sunt corespunzătoare pentru asta. Deci trebuie să ne concentrăm mai mult pe partea spirituală și pe evoluția noastră. Da, evoluția sufletului și inclusiv energiile este pozitive de oameni de bună credință. Pentru că noi am trecut deja prin acea mare săptămână în jur de solstițiul de vară, între data de 18 iunie și 24 înspre 25 iunie, când toată lumea putea să-și pună dorințe, pentru că este o perioadă foarte energizantă, similară cu perioada înainte de Crăciun și noi știm că fetele și atunci și așteptau ursitul și săptămâna aceasta, tot așa, de sânziene, este tradiția asta foarte frumoasă la noi în popoarele române și nu doar și la ucraineni, este Ivana Cupala, care se serbează după stilul nou, dar oricum este posibil și atunci persoanele care nu au reușit să-și pună dorințele în jur de data de 21-22 iunie pot să facă asta în jur de 7-8 iulie. Deci este o perioadă foarte interesantă. Noi vedem că soarele este sus în zenit și ne luminează din toată forța lui, adică care poate să ne dea și timp frumos. Noi vedem că avem și un pic de ploiță și zile însorite pentru agricultură. Eu sper să avem o roadă destul de frumoasă, pentru că noi suntem totuși țară agrară. Deci avem de toate, pentru toate semnele zodiacale. Mai atenți trebuie să fie doar persoanele care sunt născute la sfârșitul zodiei Capricorn și undeva în ultimele 10 grade din zodia Taur, pentru că acolo este Saturnul și Uranusul și primele grade din zodia Pești, pentru că acolo este combinația care noi am vorbit încă din jur de începutul lui martie. Deci doar aceste categorii de semne trebuie să fie un pic mai încortate la evenimentele complicate din viață, dar ceilalți noi trebuie să folosim fiecare zi de vară pentru rezultate destul de bune, pentru că le așteptăm de mult totuși. Da, am o întrebare
de ordin foarte, foarte practic și pragmatic. Ai spus de dorințe. Da. Iată, 7-8 iulie, e o zile bune ca să ne punem dorințe și să manifestăm ceea ce vrem. Și eu cred că multă lume se întreabă, ok, eu îmi pun dorința, manifest, mă gândesc pozitiv, dar când se împlinește dorința asta? Cum funcționează până la urmă? Păi era informația, am postat-o pe Facebook special, pentru că am multe fete care sunt acum în vârsta dintre 20 și 30 de ani, care așa s-a realizat soarta că sunt fete din ani foarte energizanți, din anul bivolului, anul tigrului și anul pisicii, că cei care s-au născut din 99 tot așa sunt foarte curajoși și fetele sunt așa, emancipate. Vor... Deci, pentru așa, domnișoare, este foarte greu să se mărite, pentru că nu prea se supun soților și evident că vor să arate, să demonstreze că sunt capabile și să facă bani și să arate perfecțiune din punctul de vedere a corpului fizic și fac și sport și călătoresc și, într-adevăr, acum s-au deschis și căile psihotare, dar pentru domnișoarele care nu sunt sedentare și nu se concentrează doar înspre organizarea unei familii de lungă durată, evident că este greu să intre într-o relație calitativă. S-au schimbat în timpul actual atitudinile față de familie. De exemplu, dacă pentru generația mea, unde erau multe planete în jur de zodia Leu, zodia Fecioară, zodia Balanță, când era dorința asta de conviețuire, de conlucrare, de organizarea spațiului unde noi trăim și unde muncim, pentru generațiile voastre sunt foarte multe planete, anume în zodia Vărsător, în zodia Pești, în zodia Berbec, Uranusul a fost ultimii vreo 10 ani și din această cauză tineretul este cu dorința de a trăi din plin, așa cum privesc pe paginile de Instagram, prin toate serialele, prin internet și eu nu vă condamn pentru asta, pentru că este viața voastră, voi trebuie să trăiți fiecare așa. Fiecare să facă cum doriți. Simte, da, cred că asta e important să spunem. Fiecare persoană are evenimentele care duc înspre instincte materne, înspre dorința asta de conviețuire, de organizarea spațiului care să fie comod pentru o pereche și pentru copiii care urmează. Pentru că copilașii când ajung în familii care divorțează, ei suferă foarte tare. Noi știm că după anul 2000 ei sunt foarte emotivi, pentru că sunt multe cifre de 2 în data de naștere. Și în această cauză, voi ca tineri trebuie să fiți foarte responsabili. Cum voi să vă comportați cu copiii care trebuie să apară în familiile voastre și să le garantați copilării fericită. Și cum și de aici deducem că ne căsătorim când vrem și, și cu cine vreau. Și eu încerc și să transmit mesajul acesta la toată lumea care sunt acum în căutare de parteneri, că faceți voi ce doriți cu sentimentele voastre, cu relația voastră, dar copiii trebuie să aibă parte și de mama și de tata cu relație pozitivă. Nu trebuie ca soția să spună că iată soțul este vinovat în ceva și din cauza asta noi nu putem să ne împăcăm, sau invers, soțul totdeauna să învinuiască soția și să o învinuiască că nu este o mamă calitativă. Copiii nu fac diferențierea asta. Și evident că acești copii care se nasc în generația actuală vor trebui să ajungă și ei în familiile lor, dar următorii 20 de ani după ce Plutonul va fi în zodia Vărsător, va fi iarăși în zodia Pești. Acolo iarăși este parte de victimizare, de suferințe și așa mai departe. Deci noi trebuie să depunem deja niște lucruri foarte serioase, stabile în generația următoare, care s-au născut acum în jur de anii COVID-ului, pentru că ei se vor maturiza peste 20 de ani când Plutonul va ajunge în zodia Pești. Doamna Palime, avem 2 minute. Haideți, vă rog, să spunem zilele. Zilele pozitive și negative, aici noi trebuie să știm că data de 6, 13, 17 și 25 sunt cele mai încordate, cu contraindicații chiar și pentru intervenții chirurgicale. Avem o sumedenie de zile bune, din cauza aceasta este posibil să ne odihnim, să ne relaxăm, să avem parte și de energie pentru o muncă rodnică. Pot să le enumăr, dar ele sunt pe pagina mea de pe Facebook, dacă, de exemplu, nu o să reușiți să faceți asta. Sunt data de 1, 4, 5, 8, 9, între 14 și 16, 21 seara mai mult,
între 22-24, 29 și 31 iulie. Noi trebuie să știm că anume combinația asta dintre planeta Marte și Lilith în opoziție cu Saturn aduce și niște pericole de la activități riscante și noi știm că avem alături conflictul militar. Deci în zilele acestea negative noi trebuie să ocolim persoanele cu comportament neadecvat. Și evident că noi suntem toți obosiți deja de situația aceasta alarmantă, dar vreau să spun că vara totuși va fi un pic mai liniștită. Noi trebuie să fim foarte atenți în jur de luna octombrie totuși.